A revenit în direct cu imagini de la Arena Națională, acolo unde ne pregătim pentru loviturile de departajare după această supercupă superbă în care CFR a condus cu 1-0 după golul marcat de Valente. Apoi Dinamo a reușit să răstoarne meciul printr-o dublă a lui Țucudean și în inferioritate numerică echipa lui Ioan Andone reușește quasi imposibilul să trimită această partidă în prelungiri după o reușită a golgheterului Pantelis Capetanos. Foarte obosiți jucătorii, am apucat să vedem, să spunem, un sfert din lista lui Andone de jucători. Se pare că grecul Capetanos va executa primul la CFR. În schimb, Bonetti a ținut un discurs mobilizator în limba engleză pentru toți jucătorii, s-au strâns în jurul său și le-a mulțumit Bonetti pentru ce au făcut în această partidă. Într-adevăr, pe o căldură infernală, jucătorii ar trebui să primească mulțumiri cu toții. Iată cât de topit de căldură este și Dario Bonetti. L-am văzut în imaginea de mai devreme, dacă un antrenor pe marginea terenului arată atât de sors, ne dăm seama ce au trăit jucătorii în această partidă pe teren. Un moment extrem de important și pentru Dario Bonetti, la fix 20 de ani după ce a pierdut ca jucător final a Ligii Campionilor, pe când evolua la Sampdoria în fața Barcelonei. E foarte aproape de al doilea trofeu în doar câteva luni. Gică Hagi și el în tribună. E greu de spus cu cine ține. Are, știu eu, niște... Are un Constanțean, de exemplu, la Dinamo pe teren, Matei. Nu știu dacă ăsta este neapărat un argument, pentru că, până la urmă, Hagi a fost, a fost un adversar clasic al lui Dinamo. Tragerea la sorți pentru poarta la care se va executa este poarta de la peluza Dinamo Vistă. Ne aducem aminte însă că cei de la CFR au câștigat la penalturi și aici la București și la Cluj. Ei sunt pregătiți pentru tot felul de situații. Toți jucătorii dinamoviști s-au îndreptat către peluza unde se află suporterii și au îndemnat să încurajeze în aceste momente. Acum e trage la sus pentru primul executant. Voi aveți primii, se pare că cei de la CFR vor executa primii și, din ce am văzut, Capetanos e omul desemnat. Am văzut un cadru scurt și cu Dănciulescu. Săracul așteaptă, după 4 supercupe pierdute, să câștige în sfârșit una. Chiar dacă nu e pe teren, merită să aibă și acest trofeu în palmares. În rest, are orice: titluri, cupe, titlul de golgheter și așa mai departe. Vedem așadar prima execuție în această... Se pare totuși că Alexe este cel care va executa primul pentru dinamoviști. Stănciuiu se îndreaptă la gale și Bălgrădean s-a dus să mai verifice o bară, ceva. Marius Alexe este numele scandat de suporterii de la acea peluză unde se execută loviturile de la 11 metri. Și gestul de fair play pe care îl vedem deseori în astfel de momente. Cei doi portari, Stănciuiu și Bălgrădean, s-au îmbrățișat. Mă gândeam la faptul că cu Nuno Claro în poartă la penaltiuri, CFR a câștigat Supercupa României. Alexe față în față cu Stănciuiu, prima lovitură de departajare în Supercupa României 2012. Alexe înscrie, este 1-0 pentru Dinamo la loviturile de departajare, bineînțeles. Da, omul de încredere al lui Bonetti. Trebuie să vedem această succesiune de cadre cu Alexe și apoi Bonetti, pentru că Alexe, așa cum a recunoscut și Naovistul, este reinventat de antrenorul italian. Exact ce vă spuneam, primul om la CFR, Pantelis Capetanos. Omul care a adus această supercupă la penaltiuri după ce Dinamo părea să fi scăpat în câștigătoare. Pantelis Capetanos, golgheterul CFR-ului, față în față cu Bălgrădeană. Primul penalti al campioanei României în această supercupă. Pantelis Capetanos și este bară, gol! Este egalitate în continuare între Dinamo și CFR. Barele sunt ale CFR-ului, ei sunt gazdele. Exact, e a treia bară care își face datoria pentru CFR în această supercupă. Păi a fost o transversală, o bară din dreapta, cum trebuia și o bară din stânga. Exact. Următorul care execută este Cosmin Matei. Dario Bonetti a pierdut o finală de Cupa Campionilor la penalturi.
în anii 80, pe când juca la Roma în fața lui Liverpool, în 1984, chiar pe Olimpico din Roma. Copilul problemă, Cosmin Matei, să vedem dacă s-a convințit sau știe să dea și gol. Cosmin Matei! Execuție perfectă a lui Cosmin Matei în plasa laterală. Acolo portarul nu poate ajunge. Da, este un jucător tehnic. Sigur, am avut multe dovezi din partea lui pe parcursul Supercupei. Dar ce execuție! Ia-o de acolo dacă poți! Este titlul acestui penalti. Modusul Gur, următorul executant. Până acum, iată, doar străinii se încumetă să execute pentru CFR. Și Subuo a reușit să marcheze din penalti în sezonul trecut, chiar dacă el nu era un executant obișnuit, pentru că Ricardo Cadu ia prin planul astfel de faze. Emoții pentru Pascani și Mureșani, i-am văzut în cadre pe parcursul acestei supercupe destul de reținuți. Subuo, cel mai eficient jucător al CFR-ului în sezonul trecut, cel mai bine cotat jucător al campioanei României. Modu Subu, al doilea penalti al echipei cujene. Dinamo conduce, însă Subu poate readuce egalarea și până la urmă apare și bara lui Dinamo. Asta e bara lui Dinamo. După trei bare ale CFR-ului în această supercupă, era momentul să vină și o bara lui Dinamo. Însă CFR este greu de ucis. În inferioritate numerică, am văzut CFR a reușit să revină și să ducă meciul la penalturi. Poate că vom vedea campioana României va reuși să revină din nou și acum la loviturile de departajare. Cătălin Munteanu, cel mai experimentat jucător de pe teren, cu siguranță față în față cu Stăncioiu. Cătălin Munteanu! 3-1 pentru Dinamo! Da, și în acest moment Dinamo se duce la două goluri în fața CFR-ului. O nouă execuție de clasă la dinamoviști, după ce am văzut execuțiile frumoase ale lui Matei și Alexe. Hora execută pentru campionii României, se roagă Fulhac pe banca de rezerve. Doi băieți care au trecut pe la UTA, i-am văzut conversând amical, l-am văzut pe Bălgădean vorbind cu Hora, au fost coechipieri. Hora trebuie să marcheze dacă CFR mai vrea să rămână în viață și Hora ratează! Misiune realmente imposibilă pentru CFR de acum încolo. Urmează Țucudean, el poate aduce trofeul pentru Dinamo dacă va marca. S-a terminat, el a marcat două goluri în timpul regulamentar. El poate aduce trofeul pentru Dinamo, poate fi într-adevăr începutul de care șefii lui Dinamo vorbeau atât de mult în urmă cu 2 ani. Acesta poate fi într-adevăr New Dinamo. Cât de semnificativ este acest moment. Țucudean, omul care a explodat în această supercupă cu cele două goluri superbe ale sale, poate decide finalul acestei supercupe cu execuția sa. Țucudean aproape de un hat-trick, să zicem. Stăncioiu, Dinamo foarte aproape de supercupă, nu! Extraordinar, Stăncioiu reușește să respingă mingea cu piciorul și pe centrul forții Țucudean cu mâinile cap. CFR-ul este în viață. Ce fază! Îi provoacă o întorsă lui Stăncioiu. N-am mai văzut așa ceva. Dacă Stăncioiu nu poate continua după acest penalti, trebuie să intre un jucător de câmp în poartă, pentru că Ioan Andone a făcut toate cele trei schimbări în echipa sa. Iată cum Țucudean îi dă piciorul peste cap lui Stăncioiu. Senzațional moment. Am avut chiar de toate. Wow, cât de aproape a fost din nou Dinamo. Iată-l pe Stăncioiu. Pentru prima oară la aceste penaltiuri alege să rămână pe mijlocul porții și este extrem de inspirat. Nu pleacă pe niciun colț, îl simte pe Țucudean și reușește să pareze. Suporterii dinamoviști îl încurajează pe Țucudean. CFR-ul este în viață, Gabi Mureșan, următorul executant pentru CFR Cluj și sincer pe el îl băunesc că va intra și în poartă dacă nu va mai putea să-l joace. Și eu m-am gândit, într-adevăr. Ori e lor maftei.
Cred că dacă reușea să demonteze un carusel într-un par de distracții, poate să fie și portar. Stăncioiu a fost extrem de inspirat. Ți-am spus, zice Arpad Pascani. Gabi Mureșan față în față cu Bălgrădean. Dă mingea prin el, cred. Cred că îi face o gaură acolo la oul de la sponsor. Mureșan. Mureșan, șutul lui Mureșan și CFR respiră din nou. CFR respiră din nou, dar Dinamo are un avantaj. Are o nouă șansă Dinamo de a cuceri, da, Supercupa României 2012. Dragoș Grigore este ultimul executant din seria de 5 a dinamoviștilor. Și din nou Dinamo este la o execuție de câștigarea Supercupei. Dragoș Grigore față în față cu Stăncioiu, care și-a revenit și este pe linia porții. Cât de bine a jucat Grigore în această Supercupă. Ar fi fost un final epic cu Sucudean, cel care aducea Supercupa. Să vedem dacă reușește Grigore acest lucru. Dragoș Grigore. Grigore, gol! Supercupa României 2012. Dinamo reușește să cucerească trofeul. Bucurie pentru Dario Bonetti și bucurie pentru fanii lui Dinamo, care au înțeles că adevărații suporteri rămân alături de echipă în orice context. Fanii lui Dinamo, care au venit în această seară pe Arena Națională, au fost răspătiți cu un spectacol care poate însemna renașterea spiritului acestei echipe. Ioan Antone rămâne cu o singură Supercupă, culmea cucerită cu Dinamo în 2005. La ultima apariție în Supercupă, acum 5 ani, Dinamo pierdea la penalturi în fața Rapidului. Acum, după 5 ani, Dinamo câștigă Supercupa la penalturi. Și Bonetti este omul trofeu la Dinamo. În două luni a reușit două trofee. Dinamo nu mai reușise un trofeu de 5 ani. Iată, Bonetti readuce zâmbetul pe buzele dinamoviștilor. La penaltiuri, e adevărat, cu multe emoții, cu o partidă foarte spectaculoasă, însă reușește să demonteze mitul acestei arene. Dinamo pierduse pe fostul stadion 4 supercupe ale României. Acum, iată, Bonetti reușește să închege o echipă care să ia Supercupa în 2012. I-am văzut pe Iuliu Mureșan, pe Arpad Pascani, pe Ciprian Deac. Deac a fost la toate supercupele câștigate de CFR până acum. N-au mai văzut până acum așa ceva. CFR n-a fost învinsă niciodată într-o partidă cu trofeul pe masă. N-a fost învinsă niciodată la penaltiuri. Revedem această execuție. Ăsta este fundaș central. Iată cât de bine a putut să bată Grigore. Pe cât de slab a jucat cu Steaua în campionat, pe atât de bine a jucat Dragoș Grigore în această supercupă. Și Grigore demontează mitul CFR. Echipa invincibilă în finală este bătută în această seară în București. Și îmi place că în fundal, la această cursă a bucuriei lui Grigore, s-a văzut și portretul lui Cătălin Hândan, care fără îndoială că se bucură acum alături de suporterii săi, de echipa sa. Momentul bucuriei și dezamăgirii în același timp, bucurie enormă pentru dinamoviști, care au așteptat mult aceste două trofee, dar odată porniți nu se vor opri, cel puțin așa promitea Dario Bonetti. Ca o adevărată echipă condusă de un italian, formația lui Bonetti face ce a făcut echipa lui Prandelli la Euro. Bine, acum a dus treaba până la capăt, dar mă refer la faptul că după o prestație jalnică în amicale, așa cum s-a întâmplat și cu squadra Azzurra înainte de Euro, echipa italiană a lui Bonetti se transformă, precum squadra Azzurra, într-o formație învingătoare. O scurtă pauză și ne întoarcem cu premierea.